așa un fel de postscriptum, mai puțin solemn. Stimați colegi, noi cei care am pus umărul și sufletul în totalitate pentru crearea condițiilor multidimensionale într-o făurire a unui stat prosper, cu un nivel de trai înalt al poporului, astăzi trăim profund neregulile ce au loc în țara noastră. Nu le voi enumera pentru că despre ele se vorbește în fiecare zi. În acest număr, părere de rău, se înscrie și lipsa unei majorități parlamentare pro-europene. Toate acestea nu au nimic comun cu aspirațiile noastre europene. Lumea ne arată cu degetul. Așa este. Noi nu putem nega acest fapt. Mie unuia, vreau să zic, nu-mi priește o atare atitudine și o atare situație. Dar cea mai dureroasă este decepția poporului. Poporului nostru truditor și înțelept. Zic înțelept și din considerentul că la recentele alegeri locale, în ansamblu pe țară, votul majoritar de încredere le-a fost acordat forțelor democratice pro-europene. Presimt, aș vrea să mă greșesc, dar eu presimt că aceasta este ultima șansă acordată.